Așa cum se știe, în perioada 24-28 iunie vom sărbători zilele Sucevei. Sigur că este un program de austeritate, cu cheltuieli de austeritate. El începe miercuri 24 iunie, ca să spun așa, din fiecare zi, evenimente cele mai importante. Pe 24 iunie, un spectacol folcloric extraordinar cu ansamblul Ciprian Porumbescu, pe Esplanada Casei de Cultură. Cu acest prilej voi mâna diploma de cetățean de onoare solistei Margareta Clipa, care este o solistă reprezentativă pentru Bucovina, pentru Suceava. De asemenea, pe data de joi 25 iunie, seara pe Esplanada Casei de Cultură, este seară de rock și de muzică ușoară cu DJ pe Esplanada Casei de Cultură. Vine 26 iunie, zic eu, o emisiune foarte importantă, emisiunea concurs Moștenitorii, Tezaur Folcloric, organizat împreună cu TVR și Consiliul Județean. Sâmbătă 27 iunie, mai multe evenimente sportive, meci de fotbal și așa mai departe, și concert de muzică ușoară cu intensiv Smiley, Blexi Girls, Cargo. Iar duminică 28 iunie, mai multe spectacole de muzică populară pe Esplanada Casei de Cultură. Iar în data de sâmbătă, practic, încheiem oficial, să spun așa, zilele Sucevei, când va avea loc și un foc de artificii la ora 22:30 în centrul municipiului Suceava. Vineri, la Centrul Economic Bucovina, de lângă aeroport, va fi organizat târgul transfrontalier produs în Bucovina, unde vor participa 50 de firme sucevene și tot atâtea din Cernăuți. În aceeași zi, la Muzeul Satului Bucovinan, din zona cetății de Scaun, va fi deschis târgul de sânziene. Pe 27 iunie vor fi premiate cuplurile de aur ale Sucevei. În seara zilei de 27 iunie, de la ora 7, în centru va avea loc un concert în care vor evolua Cargo, Intensiv, Blexi Girls și Smiley. Ultima zi a manifestărilor va cuprinde, printre altele, un spectacol al fanfarei primăriei. Pentru zilele Sucevei, de la bugetul local, va fi alocată o sumă de 70.000 de lei. Ion Lungu a spus că finanțarea va fi suplimentată cu fonduri atrase de la marile centre comerciale din oraș.